Șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romică Butnaru, a declarat astăzi că în luna aprilie a acestui an, inspectorii din cadrul instituției pe care o conduce au verificat mai multe firme de pe raza județului și au descoperit următoarele nereguli. În luna aprilie anul curent, inspectorii de muncă au efectuat 336 de controale, în urma cărora au fost aplicate 128 de sancțiuni contravenționale în valoare de 352.600 lei. În principal și obiectivul principal pe care îl urmărim este munca nedeclarată. În acest sens au fost sancționați 17 angajatori care au primit la muncă persoane fără a le întocmi acte de angajare. Respectiv au fost sancționate 22 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale, fiind aplicate sancțiuni în valoare de 220.000 lei. De asemenea, pe partea de securitate și sănătate în muncă, au fost și aici efectuate 119 controale, fiind aplicate 175 sancțiuni în valoare de 73.500 lei. De asemenea, în cursul lunii aprilie s-au produs un număr de 12 evenimente, respectiv accidente de muncă, soldate cu decesul a 3 victime, iar celelalte cu vătămări corporale. În baza de date, la 1 mai anul curent, figurau ca fiind înregistrate un număr de 107.562 contracte individuale de muncă active, din care 99.059 pe durată nedeterminată, iar 8.503 pe durată determinată. Tot în luna aprilie și începutul lunii mai s-a desfășurat pe raza județului faza concursului pe teme de securitate și sănătate în muncă, intitulată generic Știu și aplic. Ca urmare a activităților desfășurate, un număr de 9 elevi au fost selectați pentru a participa la faza interjudețeană, care va avea loc în perioada 8-9 iunie, anul curent, la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Iași. Dorim succes elevilor care vor participa. Cât despre muncitorii zilieri, se pare că numărul este în creștere, iar acest lucru este îmbucurător. Pe linia persoanelor care desfășoară muncă sub formă de zilieri, în luna aprilie au fost înregistrați în cadrul instituției noastre un număr de 781 de persoane și se constată o creștere față de anul trecut, în special în domeniile silvicultură și agricultură.